Paula a venit în seara asta cu un cântec, cu mesaj. Se numește Ridică-te. Și am văzut motto-ul acestui cântec, trebuie să-l găsesc. Ai scris ceva: în tine stă puterea să munți, să muți munții. Așa. Asta e un fel de motto pentru cântecul ăsta. Capul de refren, capul refrenului, uh-huh, este practic mesajul piesei, pentru că cred că mulți dintre noi au ajuns la un moment dat la punctul la care au crezut că s-a sfârșit lumea, nu? Uh-huh. Și în momentul respectiv trebuie să găsești resursele, trebuie să găsești acea voce în tine care să-ți spună ție însăți sau însuți că trebuie să ai putere să mergi mai departe. Dar știi că foarte multă lume așteaptă, atunci când e la pământ, așteaptă niște mâini care să vină să ridice. Păi și dacă ele nu mai vin, și de foarte multe ori ele nu vin. Așa e. Și trebuie să-ți găsești forța să poți să te ridici singur. Și să știți că aparent noi avem, de fapt noi avem senzația că cineva ne ajută, că ne ridică, dar de fapt noi stă puterea să trecem mai departe. Știi că noi habar nu avem cât suntem de puternici. Spre exemplu, am văzut un exercițiu mai mult de încredere care se mai face între cupluri. Spre exemplu, îl pui în fața ta. Tu, de exemplu, stai în fața mea cu spatele. Nu te uiți la mine și te lași, pur și simplu. Sau eu mă las și tu stai în spatele meu. Și tu o să spui: Mihai, tu, eu n-am cum să te prind pe tine. Sau eu o să spun: Paula, eu n-am cum să te prind pe tine. Și inclusiv fetele, uite, am avut-o pe Andreea Voica mai devreme. Andreea Voica, micuță, oricât ar fi omul de mare, tu găsești energia să-l prinzi pe celălalt. Adică noi avem o putere pe care noi nu o bănuim. Așa este. Gândește-te, au fost cazuri clare, oameni, mame care au simțit pericolul pentru copiilor și cu putere supraomenească au evitat pericolul. Deci noi avem niște puteri de care nu suntem conștienți. Cum ai ajuns să scrii cântecul ăsta? Cred că și din experiența personală și din experiența altor oameni. Știind că lumea are nevoie de astfel de mesaje. Atâta pot să spun. Adică te-ai gândit la cine, nu trebuie să-mi spui dacă te-ai gândit la cineva anume pentru... Păi, da, m-am gândit la cineva, evident că m-am gândit la cineva. La cineva apropiat ție? Da, sau? La cineva apropiat mie, da. Am înțeles, nu intrăm în amănunte, dar cu siguranță... Da, uite, dacă vrei că acest cântec mai are și această latură frumoasă, sunt oameni care renunță foarte ușor la visurile lor. Fă un exercițiu, gândește-te la cine erai când aveai 10 ani. Cum de altfel va fi și copila frumoasă pe care urmează să o invit în platou și cu care încercăm să vă oferim un moment special. Gândește-te cine erai la 10 ani și ce planuri și ce visuri aveai. Și dacă acel copil ar ști că tu ai renunțat la visurile și ale lui până la urmă, uh-huh, ce ți-ar spune? Nu ți-ar zice: ridică-te. Ridică-te se numește cântecul. Și îmi place că în comunicatul oficial de lansare a acestei piese ai făcut o chestie. Apare o precizare foarte personală. Scrii: mulțumesc Radu Bucura că ești așa cum ești, că mă ajuți, că mă inspiri, că îmi dai încredere. Adică n-am mai văzut așa într-un comunicat de presă o mulțumire sinceră pentru omul de lângă tine. No, ce să zic? Mă bucur că de obicei dat comunicatul, asta... comunicatul e o chestie foarte scurtă. Foarte, da, scurtă, pentru oficială. Asta trebuie să-i mulțumesc Oanei, pentru că ea s-a gândit și a Oanei Păsat, care s-a gândit așa frumos, a îmbrăcat acest comunicat cu toate datele tehnice, uh-huh, și cu mesajul meu, pentru că vreau să-ți spun că acest clip este
deosebit. Este gândit și realizat de prietenii de la Ciofilm din Republica Moldova. Oarecum sărbătorim așa prietenia noastră și mă bucur că mâine se împlinesc 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Iată, îi sărbătorim altfel. Sărbătoresc mai mult moldovenii. Am văzut că ei au făcut și o manifestație în sensul ăsta. În România se sărbătorește mai puțin. Nu, nu-i nimic. Uite, vă spunem noi că noi sărbătorim această frăție. Moldovenii chiar au ieșit în stradă pentru treaba asta. A noastră, pentru că noi suntem la prima noastră colaborare. Am mai lucrat împreună la clipul O fată cu un pian. Ei au făcut, de data asta chiar s-au întrecut pe ei, au adus în videoclipul piesei Ridică-te niște povești de viață fantastice. Dacă aveți bucuria sau curiozitatea să urmăriți clipul chiar pe YouTube sau pe site-ul meu, paulaselin.ro, să știți că am și un canal de YouTube, YouTube/Paula Selin sau Facebook/Paula Selin, cum vreți voi, le găsiți acolo. Culmea, peste tot e Paula Selin. Ce să vezi? Pe toate canalele de comunicare. Da, așa că dacă vreți să-l urmăriți, veți vedea niște povești fabuloase de viață, cu oameni care au depășit limitele lor și au depășit limitele, și dacă ei pot, atunci trebuie să putem.